Domn profesor, vă mulțumim pentru posibilitatea de a discuta de această dată despre o temă care este nouă în spațiul jurnalistic, în special în Republica Moldova, despre inteligența artificială. Pentru început, aș vrea să vă întreb ce reprezintă această inteligență artificială și dacă ar trebui să ne fie frică de ea. Într-adevăr, pare nouă, dar tema este relativ veche, numai că s-a întâmplat ca în noiembrie anul trecut să se lanseze un nou model sau o nouă categorie de inteligență artificială, acele sisteme de auto-învățare care reușesc să răspundă la orice întrebare și atunci lumea a devenit dintr-o dată interesată de inteligența artificială, dar vreau să vă spun că inteligența artificială a apărut odată cu calculatoarele, iar calculatoarele au apărut în anii 40. De altfel, primul articol despre inteligența artificială a fost publicat în 1950 de către Alan Turing, faimosul cercetător britanic care, de fapt, a fundamentat știința calculatoarelor. Iar în 1997, deja un calculator al IBM-ului, Deep Blue, a bătut un campion mondial la șah. Deci, de fapt, ideea de inteligență artificială a apărut practic odată cu calculatoarele, când de fapt se și vorbea în vremea aceea că de fapt sunt mașini care gândesc, ceea ce de fapt era fals, pentru că de fapt calculatoarele nu gândesc. Ele de fapt execută niște operații mentale cu o capacitate de prelucrare foarte, foarte mare, inclusiv diferite. Normal, lucrurile au evoluat toate cu știința, cu calculatoarele. Există o lege în domeniul acesta, numită legea lui Moore, care a fost, de fapt, enunțată în 1960 și e valabilă și astăzi, și anume că densitatea de circuite integrate cu care se realizează un echipament electronic, cum e, de fapt, și telefonul acesta, se dublează la fiecare an. În felul ăsta, viteza și de prelucrare și capacitatea de prelucrare a crescut enorm. Sigur că în perioada ultimilor ani, să revenim la întrebarea dumneavoastră, s-a întâmplat ca trei importante evoluții în domeniul calculatoarelor să facă o simbioză. Una a fost Big Data, respectiv acumularea de volume imense de date care pot fi prelucrate și ce spunea de rândul studenților, înainte spuneai că nu poți să găsesc un ac în carul cu fân, datorită Big Data în prezent poți găsi un ac în carul cu fân. Asta e realitatea, iar volumele de informații sunt uriașe. Al doilea este internetul lucrurilor, adică răspândirea în toate obiectele din jurul nostru a capacităților de prelucrare, datorită microprocesorului principal, și al treilea, inteligența artificială. La inteligența artificială nu a început cu anul 2022, deci anul trecut, când a apărut ChatGPT, este mult mai veche. Eu aș lua câteva dintre aplicații, foarte pe scurt, ca lumea să înțeleagă că, de fapt, avem de mult inteligența artificială pe etape, dar nu a devenit chiar atât de interesantă pentru marele public. Păi, în primul rând, recunoașterea facială. La început, recunoașterea facială se baza pe cam 5 trăsături ale feței, a evoluat spre 68 și, în prezent, sute de puncte de pe față sunt măsurate, în așa încât eu consider că pot să afirm, fără să greșesc, că prin inteligența artificială se recunoaște un om mai bine decât prin inteligența umană. Pentru că s-ar putea ca acea persoană care face recunoașterea facială să nu fie prea bine pregătită, pentru ca să nu observe, de exemplu, o anumită modificare a feței care se produce de cei care vor să înșele, să zicem, pe privitor sau să înșele în anumite situații pentru a avea acces în anumite locuri sau cu diverse alte scopuri. În schimb, inteligența artificială, prin această recunoaștere facială, reușește să recunoască cu precizie chiar mai mare decât a omului. Dar dacă ne gândim, nu e o chestie de inteligență, e o chestie de a face niște operații pe care le face omul cu precizie mai mare și cu viteză mai mare. Dovadă că la ora actuală
poți să intri într-un aeroport și respectiv să intri într-o țară cu acele sisteme de recunoaștere facială care sunt, locuiesc personalul de la Poliția de Frontieră în foarte multe țări, inclusiv în București, în prezent. Mai mult decât atâta, telefoanele mobile la ora actuală, cam toate tipurile au această posibilitate de recunoaștere facială, în așa fel încât îți dă acces la datele de pe telefon, nu prin sisteme simple de parolă, ci prin această recunoaștere facială. Părerea mea e că suprema recunoaștere a facilității recunoașterii faciale este dată de bănci. La ora actuală, sistemele de mobile banking permit accesul la conturile bancare și la operații bancare cu recunoaștere facială. Alt, să zicem, aspect sau alt instrument al inteligenței artificiale este botul. Botul este un program informatic care funcționează ca agent al utilizatorului respectiv al nostru și face diverse operații în locul nostru. Sunt multe tipuri de boturi, mai mult decât atâta. În România e cunoscut că prima firmă care a depășit valoarea de 1 miliard de dolari este firma WePass, care exact asta face. A automatizat niște boturi care umblă prin evidențele contabile și scot diverse informații pentru firme mult mai repede și mai eficient, mai productiv decât ar face niște oameni. Sunt boturi în media socială. Se creează profile, cele mai multe chiar de multe ori, adică false, dar care de fapt ne înlocuiesc pe noi și generează urmăritori, bordează like-uri și unor chiar și bani. Dar cel mai periculos rămâne deepfake sau falsul adânc, falsul puternic, în care se alterează digital din înregistrări video, în așa fel încât ai impresia că, de fapt, persoana respectivă spune și se comportă total diferit decât se comportă în mod obișnuit. Sigur, există posibilitatea ca și acest instrument să fie depistat, să se vadă dacă este o înregistrare reală sau o înregistrare falsă, dar nu pentru marele public. Și asta e unul dintre pericolele care să la început putem să le. Și sigur, în final, ajunge la limbajele conversaționale mari, ajunge la ChatGPT, care de fapt a declanșat acest mare interes în partea publicului pentru inteligența artificială. După ChatGPT din noiembrie, a apărut imediat Google cu Bard, a apărut Microsoft cu Bing și, de fapt, la ora actuală, avem de-a face cu același interes cu care a fost Google când a început cu căutarea. Toată lumea googla, toată lumea căuta informații cu Google. La ora actuală, cea mai mare parte dintre oamenii care sunt instruiți se uită și ChatGPT a schimbat puțin paradigma și chiar merită o discuție mai adâncă. Dar am zis că vreau să puneți o întrebare. Domnule profesor, totuși, frica oamenilor se vorbește în ultimul timp că unele profesii vor dispărea. Este adevărat? Inteligența artificială ne va substitui pe noi, oamenii, pe anumite operațiuni? Răspunsul probabil că nu e cel care îl așteaptă unii dintre cei care vor urmări această discuție. Da, se înlocuiesc. Dar să știți că lucrul nu e nou. Mai are cineva dactilografe prin organizații sau prin firme sau prin instituții? Nu. Dactilografa, care era o funcție importantă într-o organizație, a dispărut. De ce? Pentru că fiecare a devenit dactilograf. Le facem sigur textele la calculator. Au dispărut și alte meserii și vor dispare. Din păcate, asta e realitatea. Am să dau chiar niște exemple simple legate de ChatGPT. ChatGPT-ul permite o conversație cu cineva care parcă ar fi o persoană reală, umană. Dar de fapt nu este. Este un sistem de auto-învățare care i s-au dat sute de gigabytes de text pe care le-a citit și a învățat. Și a învățat practic să răspundă la întrebări extrem de diverse. De la a face un text, de la a traduce ceva, de la a da un sfat medical, de la, să zicem, a scrie un program,
tot felul de lucruri pe care, de fapt, le trăim cu toții și au devenit un lucru important pentru ca cine nu va ști să folosească ChatGPT sau Bard sau Bing, va începe să fie un handicap față de ceilalți. Eu am să vă dau un exemplu. S-au făcut experimente multe, mass media e plină de exemple, chiar astăzi am văzut că una din agențiile de presă din România a publicat un articol despre singularitate, făcând precizarea că acel articol a fost elaborat de ChatGPT și nu de un redactor. Iată, deci, o meserie care e în pericol. Un redactor nu va dispare ca meserie, dar numărul de redactori va dispare, pentru că la ora actuală un redactor poate să apeleze la ChatGPT, să elaboreze articole, texte și nu știu ce, să le modifice un pic și poate să locuiască 5 alți redactori ca și productivitate. Sigur, sunt multe discuții în jurul acestei chestiuni, dar vor fi meserii care dispar, meserii care numărul celor care ne practică se va reduce datorită creșterii de productivitate. Dar să ne gândim așa puțin istoric. Câți oameni stăpau la câmp acum 100 de ani? Da, cu 50 de ani. Dar acum. Uitați-vă pe câmp și vedeți că, de fapt, dispozitivele care omul le-a creat înlocuiesc sute mii de oameni care înainte făceau operațiile. Același lucru se întâmplă și cu operațiile de, hai să zic, intelectuale pe care le facem. Nu neapărat de gândire profundă, nu neapărat de intuiție sau de capacitatea de a cerceta și de a veni cu ceva nou, ci pur și simplu lucrurile automate pe care le facem vor fi le va ajuta calculatorul. Sigur, se întâmplă și procesul invers. Asta e foarte important. Acum 60 de ani, când am început eu, să zicem, meseria asta în domeniul calculatorului, erau trei meserii legate de calculatoare. Una se numea inginer de calculatoare, al doilea se numea programator de calculatoare și al treilea era analistul, care de fapt învăța pe alții cam cum să le folosească. Acum există zeci de profesii legate de calculatoare. Sunt și standardizate de către Uniunea Europeană și o mulțime de oameni tineri, și nu numai oameni tineri, sunt oameni din 30-40 de ani care se recalifică folosind aceste meserii noi, atrag pe cei care, de fapt, ar trebui să părăsească meseriile vechi. Sau invers. Tineretul vine și se profilează pe aceste meserii. Dar ca revenind la întrebarea noastră legată de meserii și de pericole, sunt multe presupuneri despre inteligența artificială care s-au impregnat în conștiința colectivă, chiar dacă nu sunt multe dovezi care să le susțin. Și anume că vor exista, de exemplu, acest risc mare pentru anumite grupuri demografice. Părerea mea că riscul cel mai mare este legat de oamenii care nu se adaptează și nu învață aceste lucruri. Pentru că la ora actuală nu mai trebuie să fii profesionist IT sau tehnic calculatoare ca să poți să înțelegi și să folosești ChatGPT sau Bardo sau Bing. Și trebuie pur și simplu să vrei și să vrei, pentru că relația între sistem și om a devenit foarte facilă și foarte prietenoasă. Există un mit foarte răspândit. Inteligența artificială este inteligentă și că va depăși omul. E încă departe de la inteligență și putem spune că este doar o unealtă care reflectă valorile și prejudecățile celor care o dezvoltă și cu utilitate. Domnul profesor, Sigur, știm sunt. că cea mai sensibilă industrie este industria militară. Cum intră deja în, sau cum a intrat în această industrie și în general în ceea ce numim război, pentru că iată avem un război nu departe de noi, această inteligență artificială și dacă ajută sau strică ea în tot acest domeniu? Cred că putem începe răspunsul la această întrebare interesantă prin ideea că tehnologiile și cercetările militare totdeauna au devansat cu cele de viața civilă. Când de foarte multe ori
diverse cercetări și tehnologii din domeniul militar au venit și în viața. Eu aș spune că, cu siguranță, în domeniul militar există extrem de multe aplicații ale inteligenței artificiale și nu de acum. Să luăm un exemplu care e foarte cunoscut. Se lansează o rachetă de croazieră de la 1000 de kilometri. Ea urmărește traseul, se duce și cu o precizie de câțiva metri lovește. Asta totul este inteligența artificială, pentru că acolo avem recunoaștere de forme. În final, în momentul când racheta lovește ținta, știe exact unde lovește. Recunoaștere de traseu, folosire de GPS, care e o formă, să zicem, de stabilire a coordonatelor, ocolirea unor trasee sau ocolirea unor obiective care au apărut între timp. Iată, deci, o aplicație simplă, dar sunt foarte multe. În primul rând, sunt foarte multe aplicații ale inteligenței artificiale pentru diverse, să zicem, dispozitive militare, fie cele care sunt terestre, fie care sunt aeriene, fie care sunt subacvatice, și care pot fi conduse la ora actuală cu sisteme de acestea de inteligență artificială care le transformă în sisteme autonome. Avem după aceea cybersecurity, securitatea digitală. Foarte important. Toate armatele mari din lume și-au dezvoltat o nouă categorie de arme legate de securitatea cibernetică. Și e normal, la ora actuală, inamicul poate fi atacat și cu arme fizice, dar poate fi atacat și cu arme virtuale. Sunt diverse sisteme robotice și drone care, de asemenea, au nenumărate aplicații de inteligență artificială. Sigur, toate acestea se pot simți și vedea și în viața civilă, dar cele din domeniul militar cu siguranță sunt mult mai sofisticate. Ca să dau un exemplu, așa ca poate să se înțeleagă ceva mai ușor, recent a trebuit să dau un aviz pentru un articol științific dintr-o țară de undeva de Asia de Sud-Est, care se referea la ce? Analiza unei suprafețe de apă dintr-un lac sau dintr-o mare, unde se știe că sunt valuri și care sunt obiecte aruncate acolo. E o aplicație civilă. E, datorită inteligenței artificiale, cercetătorii respectivi au reușit să poată să discearnă diverse obiecte aruncate, cum ar fi, să zicem, un sticlă sau o butelie de apă sau ceva, sau un gunoi oarecare, de valurile produse de apa respectivă. Imaginați-vă că același lucru se întâmplă și cu sateliții militari, miile de sateliți care sunt mulți în jurul nostru și care au alte aplicații de atenție. Desigur, există aplicații în domeniul militar și armata care are mai multe astfel de, să zicem, aplicații și mai multe cercetări în acest domeniu, încet, încet capătă un avans față de cele care sunt lăsate în urmă. Domnule profesor, recent Uniunea Europeană și Organizația Națiunilor Unite au anunțat că elaborează documente pentru a reglementa ceea ce înseamnă inteligența artificială. Dumneavoastră care sunteți din domeniu, credeți că acest domeniu trebuie reglementat și la nivel legislativ sau îi permitem așa cum facem cu piața de capital, îi dăm voie să se dezvolte singure? Reglementări trebuie să existe, fără discuție, în special sub aspectele legate de folosirea cu conotație negativă a inteligenței artificiale. Mă gândesc la ce discutam adinare despre fake news. Și toate aceste false registrări video, sonore sau informații prelucrate pot să provoace foarte multe perturbări în societate și, într-un fel, noi nu o să reușim să interzicem, dar putem să pedepsim. Și în acel moment se creează un fenomen de, hai să zic, omul începe să se gândească de mai multe ori dacă face așa ceva sau nu. Sunt și alte aspecte legate, de exemplu, de inteligența artificială în contextul datelor care se prelucrează. ChatGPT-ul acesta este criticat deja în prezent.
că a luat date fără să fie cu acordul celor care le-au avut. Într-adevăr, acele sute de gigabyte de text, sigur nu au fost cerute. Asta a creat o altă problemă legată de piraterie și de, cum se spune, dreptul de a folosi o informație. Noi cu toții știm că plagiatul e când copiezi ceva de la un om. Dacă când copiezi de la un calculator, ce mai e? Asta nu se știe. Nu e bine definit. Deci, iată că legislație trebuie să existe. Trebuie să existe legislație privind intimitatea consumatorilor, care este periclitată de către inteligența artificială și de noile programe. Așa că ne-am întâlnit și ne întâlnim, aici nu numai la inteligența artificială, cu foarte multe aplicații care sunt lansate fără o verificare și o testare suficientă. O legislație care să permită ca produsele să aibă calitatea, produsele acestea de inteligență artificială, să aibă calitatea cerută, la fel ca și celelalte, e foarte, foarte important. Sigur, sunt multe lucruri. Subiectul ridicat de dumneavoastră are un singur răspuns. Da, trebuie să existe, dar nu atât de des, atât de stringente încât să împiedice dezvoltarea. În același timp, am asistat la mai multe scandaluri legate de utilizarea ceea ce spuneați dumneavoastră, Big Data. Este și cazul Pegasus, este și Analytica, deci sunt multe. Cum va trebui să ne luptăm, dacă pot să spun, dacă e utilizabil acest cuvânt, lupta cu aceste amenințări, dacă putem să le spunem așa? E vorba de două categorii. Categoriile, să zicem, guvernamentale, statale, care trebuie să se pregătească folosind acele arme pe care le-am spus, adică instituții care să facă verificarea și să le păzească de atacurile cibernetice. Pe de altă parte, ca persoane obișnuite, trebuie să ne obișnuim cu ideea că și noi suntem în pericol. Nu neapărat că ne registrează ce am vorbit cu, să zicem, iubita sau fiind licita persoană apropiată, dar ne poate ataca prin furarea informației privind secretul banca, privind conturile bancare, ne poate goli un cont bancar, ne pot face foarte multe lucruri diverse persoane, acei hacker care se află la distanță foarte mare. Pentru asta trebuie educație și pentru asta trebuie legile de care am discutat. În momentul în care o persoană face așa ceva, va trebui să poată fi pedepsită. Pentru că nenorocirea e că în multe situații persoanele nu pot fi pedepsite. Datorită faptului că nu există legislație. Și constatăm că și Uniunea Europeană a făcut pași înainte. În primul rând a dezvoltat sistemul numit GDPR, care înseamnă protecția datelor personale. Și e prima între continentele de lume care a făcut așa ceva. Și multe firme americane, de exemplu, erau puțin lezate de acest aspect, dar în fine s-au adaptat, pentru că e foarte important să știm că datele noastre sunt într-un mediu din ce în ce mai sigur. Deci asta ar fi ideea. Fiecare trebuie să avem un anumit nivel de educație, pentru că altfel se naște o nouă propaște. Propaștea digitală e cunoscută. E propaștea între cei care pot și știu să folosească tehnologiile digitale și cei care fie nu pot, fie nu știu să le folosească. Se va naște acum o propație legată de inteligența artificială. Propaște între cei care realizează și știu să folosească în contextul inteligenței artificiale și cei care nu știu. Până altă parte, și diverse evenimente nu ajutau. Văzut zilele trecute, cu multă publicitate în multe canale de publicitate, canale de mass media, că s-a ținut o conferință de presă cu roboți. Deci roboții erau umanoizi. Eu vreau să spun că robotul umanoid este probabil sub 0,5% din aplicație de inteligență artificială. Inteligența artificială nu înseamnă un robot care ne imită figura noastră și care poate să ne răspundă. Am văzut acolo că unul de roboți a spus clar că nu va lua jobul nimănui, a vrut să liniștească lumea. Ei au răspuns un pic diferit acum, pentru că, într-adevăr,
inteligența artificială, calculatoarele, elimină diverse locuri de muncă, dar creează mult mai multe locuri. Ăsta e adevărul. Iar orice modificare e o chestiune foarte greu de făcut. Pentru că nimic nu e probabil mai greu decât rezistența la nou. Și asta a spus-o Machiavelli în secolul XVI. Deci, această modificare trebuie să ne facă să ne apropiem, să înțelegem. Și aici e un subiect care mai greu de aici. Dar nu cunosc exact la Republica Moldova, dar știu că în România suntem aproape 50% dintre connaționali care nu au cont bancar. Deci ce să mai discutăm de carduri, de să zicem, aplicații de inteligență artificială în domeniul bancar și în domeniul, să zicem, cumpărăturilor online, când am, de fapt, nu au nici măcar cont bancar. Revoltac, în același timp știm că Occidentul, consolidat sau cumva, lucrează împreună, da? Vorbim de Uniunea Europeană, Statele Unite, țările din NATO. În același timp există două state care sunt cumva rivale cu sistemul occidental, vorbim în special de China și Rusia. Există deja specialiști care spun că am asistat la un nou război rece, cumva și pe domeniul inteligenței artificiale. Pentru dumneavoastră, ca specialist, cum priviți? Există o rivalitate, există un război deja? Care este situația pe acest domeniu? Lumea n-a fost niciodată fără rivalitate. De când s-a creat. Există. Nu i-aș spune neapărat război, dar nu cunosc bine. Și nici nu s-au publicat suficient despre ce se întâmplă în acest domeniu în Rusia. În schimb, s-au publicat, se știe, China a investit la ora actuală mai mult decât Statele Unite în acest domeniu. China are sisteme de inteligență artificială extrem de evoluate, care au devenit chiar și un fel de pericol pentru, să zicem, lumea occidentală. Se afirmă că, de exemplu, la ora actuală, sistemele de inteligență artificială chineze, de exemplu, în domeniul recunoașterii faciale, sunt atât de evoluate încât pot distinge o persoană într-o piață publică. Și mai mult decât atât, a fost să afișeze imediat o mulțime de informații legate de ele. În China, la ora actuală, se poate călători cu autobuzul fără să mai iei bilet pe bază de recunoaștere facială. Deci, într-adevăr, această țară uriașă a investit enorm în acest domeniu și investește în continuare, ceea ce însă a produs și efectul secundar. Statele Unite și Europa au investit și investit la ora mult mai mult și provocate, de fapt, de ceea ce face China. Și ultima întrebare, în copilăria mea era un film popular, Terminator, cu Arnold Schwarzenegger, deci cumva făcea un preview a ceea ce trăim noi astăzi, adică această inteligență artificială va intra în viața noastră. Noi deja am vorbit despre industria militară cu dumneavoastră. Un asemenea scenariu rămâne o ficțiune sau se poate repeta atunci când mașinile, această inteligență artificială, ar putea ieși de sub control? Sunt mai multe păreri aici. Într-adevăr, sunt unii care spun că evoluția va fi foarte, foarte rapidă. De fapt, e sigur, asta o prezic și eu și la cursuri și chiar am înțeles despre treaba asta. Există un fenomen de accelerare. Distanța în timp între două descoperiri epocale în domeniul ăsta se tot scurtează. Dacă stăm să ne uităm, blogul a apărut în 1997, Google a apărut în 1998, Wi-Fi în 1999, dar iPhone-ul a apărut în 2007, după aia Twitter, 4G, iPad-ul, Cloud Computing, Smart TV-ul, toate astea s-au accelerat. Și sunt oameni de știință, inclusiv Kurt Weiler, care a lucrat la Microsoft, care susține că această accelerare va duce până într-un punct de singularitate în care inteligența artificială va depăși pe cea umană. Eu nu cred în chestia asta. Deci nu cred și cred că în continuare aceste aplicații de inteligență artificială vor fi numai o amplificare a proceselor pe care noi, persoanele, oamenii fizici, le facem și ne permit să facem mai mult. De altfel, și cei care au progresat treaba asta spuneau că acest punct de singularitate se va
întâmpla în 2022, a trecut 2022, după aia au trecut la 2030, acum sunt de 2045. Vreau să sunt tânăr, voi să în 2045 și o să vă gândiți la asta. Am avut dreptate sau n-am avut dreptate. Sigur că trebuie să fiu după mine optimist. Ceea ce se întâmplă acum s-a întâmplat în ultimii 60 de ani, dar acum s-a accelerat puțin. Trebuie să ne adaptăm. Omul s-a adaptat. Tot timpul. A plecat din Africa, s-a mutat în Europa, s-a mutat în Nord și, de fapt, a creat, să zicem, din câteva mii de înaintași ai noștri, toată această civilizație de 7 miliarde de oameni. Dar prin adaptare. Deci adaptarea asta se va produce și la internet, și la, să zicem, lumea digitală.